Plăcute să fie cu cuvintele mele,
iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie bine, cuvintează spre deal pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
să poată la mine creștul ca să vedeți orice păcatele cu oamenii și ce lucrează spre drege și oale și doar nu mă voi înfăți. Certam-mă de mine și mă va putea rândul de nenat pe tot și tot să nu urta apă meu. Că încă și rugăciunea mea este potriva dorinților lor să pășească de pe stâncă folositorilor. Auziți-vă că în mele nu s-au întorsit sau obrază în pământ sau rupe pământ de sipitul sau oase în ordine că iar. Căci că de tine, Doamne, Doamne, ochii mei, pe tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-am pătruit și din punctele celor ce fac pe drege. De deal, în mireajă lor păcătoși și feriți în timp până ce voi trece. Cu glasul meu câte Domnul l-a strigat, cu glasul meu câte Domnul l-a rugat. Vă stau voi înaintea lui rugăciunea mea, de cazul meu înaintea lui îmi spune. Când îmi ția din tine Duhul meu, tu ai cunoscut fărările mele, în calea aceasta în care m-am dat astfel sau cu o să mie. Luată-mi pe anul de-a viața și-am venit și nerații să nu vastră. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Ligată în câte Doamne și am zis că este căparea mea, că ești toată mea pământul cel zi. Ia aminte de rugăciunea mea, că m-ați venit foarte, dovește-mă de ce mă frigonește sau în tărimea mea de mine. Poate când te să spui că vreau ca să treabrească între tău. Pe mine m-a ajutat de vreții până ce-mi credeți pe timie. Dintr-o adâncuri, frică de tine, Doamne, Doamne, ori dați-mi eu ție urechile tale, furoarea minte la gasă în rugăciunii mele. Doamne, cine am mai?
fericirea cea tunecoasă. Și acum și purtea și în
Thank you.
să nu auzi. Nu vă cunosc pe voi, că nădejde în tine mi-am pus. Mântuitorule, măcar nu face poruncile tale, din pricina necurtării noastre de grijă, ci miluiește sufletele noastre. Noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri și
minune versat pe noi în ispită și ne izbăvește de celul viclean. Amin. Dumnezeu,
Dar ne lăudați de slăvim pe Dumnezeu când? De mulțumim lui Dumnezeu când?
Ei, tocmai aceste laude rânduiala bisericii sunt de slavă și de mulțumire a lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu lipsește nici pocăința din ele, nu lipsește nici rugăciunea de cerere, că nu se pot despărți asta. Dar sunt special rânduite ca unul să laude mai mult pe zi. Când lăudăm noi pe Dumnezeu de 7 ori pe zi, o să ziceți bine, dar asta e în mănăstiri. Da, mănăstirile trebuie să facă în fiecare zi toate cele 7 laude. Ceasul 3, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, vecernia, utrenia, toate astea intră în laudele bisericești. Da? Și asta trebuie să ne provoace și pe noi să lăudăm mai des pe Dumnezeu. Ierungiile, acum să vă spun doar câteva lucruri în general, în duminicile care urmează, o să fie luate pe rând cele mai importante laude și o să fie explicate. De ce? Pentru ca să nu cumva să ne trezim că spunem numai cuvinte și înșirăm și nu știm de ce. De exemplu, vecernia are o semnificație foarte, adică foarte profundă. De ce suntem noi aici, la slujba de seară, și zicem, citim un psalm? Cine știe ce psalm se citește întotdeauna la vecernia? 103. Ăsta e un psalm al creației. Și preotul vine în fața ușilor împărătești închise. Știți de ce? Îl închipie pe Adam la poarta raiului care bate. V-ați gândit vreodată? Deci toate gesturile din biserică pe care le face preotul, toate cuvintele, tot ce cântă strana, și de asta băgați de seamă, strana ce cântă trebuie să se înțeleagă. Oamenii să audă cuvintele. Totul are o semnificație și o importanță colosală, gigantică. Dacă noi mergem și doamnă Dumnezeu, hai repede să terminez slujba cât târziu, atunci n-am realizat nimic. Nu lăudăm pe Dumnezeu în felul ăsta. Noi trebuie să înțelegem ce se întâmplă acolo. De ce dăm cu cădelnița? De ce mergem până în capătul bisericii? De ce atingem preotul pe haine când trecem pe lângă noi? Toate rânduielile astea o să vă fie explicate în duminicile care urmează în funcție de sărbătoarea, de laudele, de ierugiile care vor fi la rând. Bineînțeles că nu o să fie vreme să ne explicăm cu deamănuntul pe toate, că nu vrem să vă facem teologi pe toți. Dar trebuie să înțelegem de ce facem anumite gesturi, de ce ne rugăm în felul acesta lui Dumnezeu. Despre ierugii, iar vă spun în general, iereu, în limba greacă, este preotul. De aceea ierugiile le face preotul. Le face preotul, dar la chemarea credincioșilor. De exemplu, preotul nu poate să facă speștania, dar sfințirea casei, dacă nu-l cheamă credinciosul, nu? Mai merge cu crucea așa și mai de voie de nevoie, mai deschide credinciosul. Dar, în mod normal, știți de câte ori trebuie să se facă speștania în casă? Unii zic, apoi atunci când ne mutăm în casă, da, trebuie făcută speștania. Foarte bine! Dar molifernicul zice, în primele zile ale lunii, să sfințești casa. Acum, nu pot să zic că nici eu nu fac lucrul ăsta, dar ar trebui să ne gândim mai des să ne sfințim casa. Asta e o ierurgie în care chemat preot. Sau mormântarea. Mormântarea nu e taină. Tainele se săvârșesc numai la oameni vii. Mortul nu mai e viu. Nu mai poate primi tainele cerurilor. Tainele împărăției lui Dumnezeu. Mortul primește o ierurgie. O rugăciune de dezlegare, de păcat și așa mai departe. Da? Toate ierurgiile se săvârșește preotul, dar la chemarea credinciosului. Și legătura noastră cu biserica se realizează în mod special și prin ierurgiile acestea. Dacă noi, vedeți, între preot și credincios trebuie să fie o legătură strânsă. Zicea un părinte foarte interesant. Oamenii îl formează pe preot. Dacă oamenii cer preotului cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, preotul nu are ce face, că trebuie să meargă, nu? Dacă oamenii nu-i cer nimic, apoi popa nu m-a îndemnat, nu mi-o zis să fac. Dacă nu o zis popa, nu fac nimic. Cereți-i preotului. Stresați-l pe preot cu slujbele, pentru că de asta e pus aici. Să vă facă slujbele rânduite de biserică. Chemați-l la casă, chemați-l la orice eveniment. Vedeți toate evenimentele și bătrânii noștri știau. Nu se începea să cerești. Fără asta. Sau la când femeia naște. Foarte puțin știu că este o rânduială strictă. În care la 8 zile se face o rugăciune, se binecuvintează la casa omului. După aia la 40 de zile este închinarea în biserică, este adus pe brațe ca Sfântul Simeon, pe Domnul Iisus, copilul este luat în brațe de preot și închinat la icoane, dacă e băiat, pus prin altar. Toate rânduielile astea trebuie să ne apropie pe noi mai tare de Dumnezeu. Dacă noi lăsăm pe Dumnezeu, știi cum dau de acolo, divinica,
din când în când și aia, ne mai spovedim așa, un alt pas, atunci legătura noastră și cu Dumnezeu, și cu preotul, dar și între o altă e mult mai mică. De asta laudele și rugiile au rolul să ne lege pe noi într-o altă, să ne lege pe noi mai tare de Dumnezeu, ca să slăvim cu adevărat și să ne trăim viața după rânduiala lui Dumnezeu și după rânduiala noastră. Domnul să vă ajute, să vă binecuvânteze, să vă dea un post binecuvântat și cât mai multe ostenele slujba Lui. Amin. Am vrea să facem și un anunț. Mâine seară la Centrul Filantropia, asta e lângă Protopopiața, lângă Biserica de la Coroana, vom avea o dezbatere cu efectele televizorului și calculatorului asupra minții umane. Cei care sunteți interesați, la ora 18, vă așteptăm acolo. Sperăm să fie interesant pentru dumneavoastră și special pentru tine care au acces la calculatoare, la televizoare, la butonat telefoanele, va fi un lucru interesant. La sfârșit sunteți invitați să serviți câte ceva din partea celor din oastea Domnului la ieșirea din biserică. Dumnezeu să primească fiindele de rugăciune, să vă binecuvânteze, să vă ajute. Amin. Mulțumim și Părintelui și dumneavoastră că ne-ați făcut așa o primire binecuvântată. Amin. Dacă Domnul care ești în cer, să se întâmple împărăția ta, bucuria ta, în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită și expăvește, ce plictean, ca ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în puterea și în veci și veci în fără. Amin. Să vă mulțumim pentru vizionare.